27 de militari au fost arestați după ce s-au ridicat împotriva regimului președintelui Nicolas Maduro din Venezuela cu două zile înainte unei manifestații anunțate de opoziție în vederea numirii unui guvern de tranziție. În întuneric, insurgenții înarmați și cu fețele descoperite au înregistrat clipuri video pe care le-au pus apoi în circulație pe rețelele sociale, în care au declarat că nu-l recunosc ca președinte pe Nicolas Maduro și au cerut susținerea populației. Această revoltă are loc în contextul în care opoziția îndeamnă la o manifestație prin care cere un guvern de tranziție și convocarea unor alegeri libere. Aceasta urmează să fie prima mobilizare de anvergură după marile manifestații din 2017, soldate cu 125 de morți. Reluând ofensiva în ultimele săptămâni, opoziția, majoritară în Parlament, l-a declarat ilegitim pe Nicolas Maduro, învestit în al doilea mandat la 10 ianuarie. Această opoziție contestă rezultatul alegerilor prezidențiale de la 20 mai, nerecunoscute de o bună parte a comunității internaționale.